Bună ziua și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii ONG Mania. Săptămâna aceasta v-am pregătit un reportaj despre starea națiunii în domeniul participării publice, un interviu cu Alina Iosifescu, coordonator relații publice în cadrul Asociației Naționale a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni, știri proaspete din mediul ONG și, ca de obicei, aplicația săptămânii. În reportajul care urmează veți vedea imagini și interviuri de la Gala Participării Publice, organizată de Centrul de Resurse pentru Participare Publică, sau pe scurt CERE. Gala, aflată la cea de-a cincea ediție, premiază cetățeni, organizații sau autorități publice care prin acțiunile lor reușesc să determine schimbarea sau adoptarea unei decizii publice în beneficiul comunității pe care o reprezintă. Haideți să urmărim împreună acest reportaj. Suntem la a cincea ediție a Galei Premiilor Participării Publice, un eveniment pe care noi îl organizăm an de an ca să arătăm că există participare publică în România. Anul ăsta am ales un concept legat de corset și încorsetări, pentru că știm că sunt foarte mulți oameni care ar vrea să se implice, dar fiecare are diverse rețineri. Și atunci noi încercăm să-i scoatem pe scenă pe cei care au lepădat corsetul, au terminat cu încorsetările și s-au implicat. Pe de o parte, pentru că ei trebuie apreciați și aplaudați și e important ca ei să știe că cineva apreciază lucrurile pe care le fac. Și pe de altă parte, pentru a-i folosi ca exemplu, pentru a-i arăta celorlalți care poate ar vrea să facă și ei un pas să iasă din confortul personal, dar au diverse rețineri și atunci e important ca ei să vadă că, uite, cineva ca mine a făcut. Reprezint Asociația Ischis din Județul Botoșani. Suntem o asociație mică, dar cu rezultate foarte mari. În fiecare an dovedim că și din fotoliul rulant se poate milita împotriva oricărui corset social. Proiectul nostru a fost demarat anul trecut în cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului, o campanie intitulată sugestiv absent, dar nu din vina mea. În județul Botoșan sunt peste 1600 de copii și tineri cu dizabilități fizice care nu beneficiază de dreptul la educație. Deși foarte mulți dintre ei au intelectul normal. Acest aspect ne-a determinat să luăm atitudine. Și prin campania noastră, peste 4.000 de persoane, elevi, profesori, instituții publice, am luat cunoștință de această problemă și suntem fericiți că în ultimii 2 ani am integrat școlar 2 tineri trecuți de 35 de ani. Este o victorie mică, dar pe noi ne bucură enorm. We were very honored and pleased when we were asked by CERE to be a partner of this event. We have worked with CERE before on various occasions and supported several events. It is, you know, in the preamble to our constitution, it says that we are a
Czech Republic is a country based on a civil society. It's in the preamble to our constitution. It was formulated by President Václav Havel. So in a way, it's our duty to do that. But it's not only a duty, it's a pleasure. And it will be it's a great honor today to present also one of the awards and to be a part of the jury of the event. And I'm looking forward to present the award to Mamele Guerilla. Eu cred că cei care se implică merită celebrați, pentru că lucrez cu foarte multe ONG-uri și oameni cu care mă întâlnesc permanent și e bine să fiu alături de ei atunci când e un eveniment, pentru că sper ca exemplul lor să fie luat de ceilalți. M-aș bucura foarte mult ca un eveniment ca acesta să se bucure de o publicitate largă, în rândul cetățenilor, în rândul celor care trebuie să audă mesajul lor, și ca lucrurile să meargă mai bine. Îmi place activismul social. La întrebarea de ce mă aflu aici, aș răspunde mai degrabă tot cu o întrebare, și anume de ce nu. Nu văd niciun motiv pentru care nu aș fi aici. Mi se pare o inițiativă lăudabilă, cu adevărat. De altfel, organizatorii sunt persoane cu care eu lucrez la Consiliul General. Am colaborat și până acum, sper să o fac și în continuare. De altfel, inițiativa lor de a permite accesul cetățenilor în sala de Consiliu este lăudabilă, inițiativă pe care eu am susținut-o, din păcate împiedicată în acest moment de probleme logistice, respectiv de spațiu. Sala este foarte mică, nu încap nici măcar reprezentanții presei corespunzător, prin urmare este într-adevăr o provocare. Sperăm cu noul proiect pe care tot dânșii l-au de redesenare a sălii. Poate să avem mai multe locuri și să reușim, ar fi un lucru foarte bun. Ce pot să vă spun este că astăzi s-a implementat în sfârșit un sistem care va permite votul în Consiliul General nominal, electronic, nu funcționează încă, a fost un test, un pic dezamăgitor testul din păcate, dar sperăm să fie mai bine pe viitor. Teoretic, maxim într-o lună, două, fiecare cetățean va putea să știe foarte bine fiecare consilier general cum a votat la fiecare punct de pe ordinea de zi, ceea ce până acum, din păcate, nu se întâmpla, deși și în opinia mea și a unora din colegii mei era necesar. Proiectul este plimbarea în parcul dendrologic din Simeria. E un parc, un monument natural declarat din 1954 încă, de care n-a mai avut nimeni grijă de aproximativ 10 ani. E singurul punct turistic din Simeria care poate aduce bani comunității și ne-am gândit să-l promovăm. Pentru că toată lumea se plânge că n-are bani, nu sunt turiști, că nu-i amenajat, nu amenajăm pentru că n-avem bani. Ne-am gândit să încercăm să-l promovăm fără bani sau alte ajutoare. Și atunci, pentru că nimeni n-a făcut nimic timp de 11 ani, nici măcar nu i-a mai întrebat dacă vor să facă ceva, am început să facem, adică să facem fotografii, să curățăm aleile, să adunăm gunoaiele care erau prin parc, am făcut băncuțe pentru alei și încet, încet au început să apară întrebările din partea administrației locale, au început să apară întrebările din partea administrației parcului, care aparține de ICAS, de Institutul de Cercetări Silvice. Și toate astea din 2013 până acum au început să se miște. Am dublat numărul de vizitatori în 2013 față de 2012 și am făcut niște evenimente culturale, bineînțeles cu ajutorul lor, deja când începuseră să ne vadă. Am avut seară de poezie cu pian și violoncel, am avut un concert de operă, operetă, dans contemporan și poezie și ultimul și cel mai mare a fost un workshop de fotografie. Cam asta facem noi și cred că principiul de a face înainte de a cere e ceva foarte bun. Proiectele care sunt premiate în această gală îmi dau speranță de 2 lei că se poate întâmpla ceva în sensul dorit de mine și iată de mulți alții cu orașul meu, cu țara mea, care uneori am senzația că sunt confiscate. De exemplu, eu voi avea bucuria să premiez un proiect care, dacă ar fi multiplicat de câteva sute de ori,
ar ajuta pe români și România să-și recapete identitatea culturală, identitatea istorică, identitatea străzilor, orașelor, să regăsească parfumul anilor și zilelor în care a apărut această țară, în care s-a format această națiune. Și dacă ne gândim, cel puțin noi bucureștenii, că trăim într-un oraș în care în fiecare zi ne împiedicăm de un nou îngeraj de gips căzut, de o nouă cariatidă care sângerează, că în fiecare colț de stradă dispare o casă pe lângă care poate ne jucam în copilărie și pe care nu ne-o mai aduce nimeni înapoi și nu știm cu ce am greșit ca să ni se întâmple asta și în locul ei se construiește ceva care nici măcar nu trebuie pomenit. Toate acestea sunt motive. Cel mai important lucru este că există oameni care își dau seama că avem nevoie de această identitate pe care o pierdem, pentru că senzația e că cei mai mulți nu au conștiința faptului că avem nevoie de ea. Dacă stai să te gândești că, de exemplu, în Germania, de după război, oamenii, deși sufereau de foarte multe lipsuri, au început prin a-și reconstrui mănăstirile centenare, castelele și muzeele și abia apoi casele în care locuiau ei, asta spune ceva despre conștiința unei națiuni puternice, care, înfrântă, căzută foarte jos, țintea, de fapt, foarte sus, adică acolo unde este astăzi. Este o petrecere a democrației, dacă e să folosim cuvintele mari, și democrația se obține cu efort. Deci nu vine de la sine, nu crește în copaci. Trebuie să folosim foarfeci, să folosim mușchi, să rupem obstacole, să dărâmăm obstacole, ca să facem lucrurile să devină mai echilibrate în relația dintre cetățean și cel care ne poartă de grijă, respectiv administratorul public. Sigur mă vedeți? Bun. Și eu am un corset aici, toți ați primit pe mână, eu am scris ceva aici pe el și la sfârșit o să le tăiem și o să le lipim pe panou acolo. Eu am scris aici cuvântul resemnare. Nu știu dacă eu mă puteți identifica cu cuvântul resemnare, mă cheamă Mircea Toma și am trăit mai multe decepții. Una dintre decepții a fost atât de intensă încât m-am gândit destul de serios că nu mai are rost. Și mă gândesc la momentul cu Hala Matache, când după aproximativ 3 ani de eforturi care dădeau la un moment dat semne că n-au fost consumate în zadar, că primăria a înțeles și că Hala Matache și clădiri din jurul ei vor putea fi protejate pentru că legea le proteja și pentru că ele înseamnă identitate a orașului în care trăim, a fost demolată și am trăit cu mare deznădejde de momentul ăla și am vrut să mă resemnez, adică să zic, ok, nu se poate. Din fericire s-au mai întâmplat evenimente pe parcurs care au fost vitamine, ne-a mai înviorat și despre aceste vitamine o să vorbim astăzi și eu am reușit să depășesc resemnarea atunci și mă lupt cu ea, deci o să o tai la sfârșit corsetul meu, asta înseamnă. Suntem astăzi, groaznică e perspectiva asta, da? Așa. Suntem la cea de-a 5-a ediție a Galei Premiilor Participării Publice. Este un eveniment pe care îl organizează, e nevoie să spun cine, știe toată lumea, Fetele de la Cere. Și aici este vorba despre participare la decizie, despre oamenii care au putere și instituțiile care sunt deschise pentru oameni, sună ca în vise. Deci instituțiile deschise pentru oameni sunt alea din Kafka. Și oamenii care au putere suntem noi și suntem la fel de puternici ca ei. Ideea de bază este următoarea. Democrația nu este o stare la care se ajunge. Este o gherilă. Când
Bună seara, bună seara. Ia, ia, ia. Aplauze. Suntem aici să ne reprezentăm în nume propriu. Unii salvăm înseamnă zeci de mii de oameni, dar noi suntem aici în solidar cu ei. Mulțumim foarte mult pentru acest premiu. Noi n-am ieșit în stradă pentru premii. Ne gândim că ne dați ca să continuăm, dar am și făcut-o oricum. Premiul acesta cred că se duce către toți cei care au ieșit pentru comunitățile locale, pentru că aceasta a fost nota distinctă a acestor proteste. S-a ieșit pentru nevoile unor localități rurale, de data aceasta din România, și vrem să mulțumim în mod special oamenilor din Roșia Montană, din Pungești și din toate celelalte localități care ne-au indignat, ne-au trezit și ne-au urticat și ne-au trimis în stradă. Mai vreau să vă cer un sprijin. Cum te cheamă? Stai, dă-mi microfonul ăla. Cum? Cum? George Ioan Alexandru. Alexandru, deci, pentru mine, ieftin. Auzi, vrei să ne faci să respirăm mai ușor, cu gândul la viitor, da? Ești foarte drăguț. Ia de acolo de jos o foarfecă, lasă-i mamei. Așa. Și începe să tai firele astea. A? Nu merge foarfeca aia? Hai. Hai să vedem dacă merge. Ia. Haps, hai și tu. Da? Hei, și ne amane. Ne vedem. Ia, și pe tata, tai lăte. Să vedem dacă poți. Stai, facem. E o șmecherie. Vezi că democrația asta cu tehnică. Da. Dăm și mie puțin să încerc. Așa. Și bine că nu te-am pus să încerci cu foarfeca aia mare. Și asta ultima împreună. Hai. Suntem liberi. Așa cum vă menționam la început acestei ediții, interviul de săptămâna aceasta este cu Alina Iosipescu, coordonator relații publice în cadrul Asociației Naționale a Birourilor de Consiliere pentru Cetățeni. Ea ne va povesti despre activitățile pe care această organizație le are în plan cu ocazia desfășurării alegerilor pentru desemnarea reprezentanților României în Parlamentul European. Interviul a fost realizat cu ocazia unei mese rotunde organizată pe acest subiect de Fundația pentru o Societate Deschisă. Avem o campanie pe care o vom desfășura în mediul online cu precădere, dar în același timp încercăm să stimulăm organizațiile neguvernamentale din teritoriu să mobilizeze cetățenii la vot. Este ceea ce am numit campanie de mergi la vot, în cadrul căreia oferim oamenilor informații despre profilele candidaților și vom reveni în rețelele de social media în mod constant cu mesaje de încurajare a participării la vot, oferindu-le motivele pentru ca ei să meargă la vot și aș face vocea auzită în cele din urmă în Uniunea Europeană. Este o inițiativă mai amplă a noastră pe care o desfășurăm atât în România cât și în Ungaria cu ajutorul unui partener de-ai noștri. Practic avem activități derulate în oglindă în România și în Ungaria. Începem cu această campanie în online pe care o vom lansa săptămâna viitoare și continuăm cu activități în mediul offline, o conferință cu organizațiile neguvernamentale din teritoriu în România și în Ungaria, de o conferință în care practic le oferim acestora instrumentele și vom dezvolta un workshop despre cum să facem mobilizarea în teritoriu pentru a avea o prezență cât mai ridicată la vot. Și în permanență vom monitoriza activitatea candidaților și declarațiile candidaților pentru alegerile europarlamentare. Deschidem aceste știri cu informații despre un protest inițiat de Asociația Transcena și susținut de 20 de organizații neguvernamentale. Protestul este legat de faptul că în urma unei reorganizări administrative, nicio instituție din România nu mai are atribuții privind prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie.
Vă reamintim că acest lucru se întâmplă în contextul în care organizațiile din domeniu au tras un semnal de alarmă acum mai puțin de o lună cu privire la modul deficitar în care funcționează legea în acest domeniu în România. Organizațiile semnatare solicită guvernului să ia de urgență măsurile necesare pentru înființarea unui departament care să preia sarcinile prevăzute de legea specială și care să fie împuternicit cu autoritatea necesară pentru a coordona, conduce și monitoriza activitatea tuturor actorilor implicați în prevenirea și combaterea fenomenului, așa cum sunt ei prevăzuți de lege. Mai multe informații despre situația din România în acest domeniu puteți afla și vizionând ediția a doua a acestei emisiuni, în cadrul căreia am realizat un interviu cu doamna Mihaela Săsărman, directoarea Asociației Transcena. Liceul cu predare în limba germană Nicolaus Lenau din Timișoara a fost inclus într-un proiect internațional de luptă împotriva cybermobbingului la elevi. Coordonatorul acestui proiect este un ONG din Germania ce are ca parteneri școli din România, Slovacia, Slovenia, Bulgaria, Spania și Lituania. Cybermobbingul se referă la fenomenul de agresiune pe internet, hărțuirea cu ajutorul calculatorului sau a telefonului mobil. Hărțuirea poate avea loc pe bloguri, pe pagini personale, forumuri, pe Facebook, e-mail, SMS, MMS, agresiunea având uneori loc prin încărcarea unor poze sau imagini video compromițătoare pe internet, fără a ține cont de dreptul la viața privată a victimei. Cu această ocazie, am vrea să vă menționăm și existența site-ului sigur.info. Site-ul pune la dispoziția publicului larg informații, resurse și unelte necesare pentru crearea unui mediu mai sigur și mai responsabil pe internet. Această inițiativă face parte din programul comunitar multianual de promovare a utilizării în condiții de mai mare siguranță a internetului și a noilor tehnologii online, Safer Internet Plus. Avem și o știre care interesează în primul rând ONG-urile. TechSoup România și Microsoft organizează conferința Conexiuni. Acest eveniment se adresează ONG-urilor din România care pot afla cum să își crească eficiența activităților utilizând soluțiile cloud și cum pot beneficia de Office 365 pentru propriile organizații. Printre vorbitorii conferinței se numără Marius Dănescu, Microsoft Office 365 Product Manager, Todi Pruteanu, Business Strategy Manager Microsoft România și Radu Moțoc, Director Executiv TechSoup România. Înscrierea la Conexiuni 2014 este gratuită și deschisă oricărui angajat sau voluntar al unei organizații neguvernamentale, membre în comunitatea TechSoup. Echipa ONG Mania va fi prezentă la acest eveniment și va transmite informații într-un reportaj ulterior. Ultima știre, de fapt un heads-up, este dacă cumva ajungeți pe la cumpărături în Lidl, să știți că puteți sprijini organizația Hospice Casa Speranței, care va avea amplasate urne de donații lângă casele de marca din aceste magazine. Banii strânși în urma campaniei vor fi direcționați către asigurarea meselor copiilor care beneficiază de îngrijirea paliativă oferită de Hospice Casa Speranței. Hospice Casa Speranței este cea mai mare fundație medicală din România, asigurând gratuit, de peste 22 de ani, servicii de îngrijire paliativă pentru copii și adulți cu boli incurabile în București, Brașov, Făgăraș și Zărnești. Aplicația acestei săptămâni este www.banipierduți.ro. Aceasta este o platformă care utilizează datele publice disponibile legate de bugetul de stat, bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate și bugetul asigurărilor sociale de stat, furnizate de către Ministerul Finanțelor Publice. Întrebarea la care încearcă să răspundă acest grup de inițiativă care a creat platforma este dacă putem afla cu exactitate traseul banilor noștri. Iată ce spun ei. România nu are un sistem de urmărire personalizată a banilor plătiți pentru fiecare taxă sau impozit de fiecare contribuabil. Principiul neafectării veniturilor bugetare, fundamental în construcția bugetului public, presupune că un venit încasat se administrează global, fiind destinat acoperirii cheltuielilor privite în ansamblul lor. De aceea, veniturile bugetare trebuie depersonalizate, însă tocmai acest principiu ne permite ca, utilizând structura de alocare a banilor publici pe diverse tipuri de cheltuieli, să determinăm unde se duc banii noștri. Vă invităm așadar să intrați pe această platformă și să aflați, de exemplu, câți lei din salariul dumneavoastră se duc către stat. Există de asemenea o secțiune care prezintă procedura bugetară pe înțelesul tuturor, însă vă lăsăm să explorați singuri mai departe ce se află pe acolo.
Asta a fost tot pentru săptămâna aceasta. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urăm să fiți activi!